Bună dimineața, viață, bună dimineața, dragă comunitate, bine ne regăsim la mesajul zilnic venit din infinit. Mesaj care își dorește să te călăuzească în această nouă zi și să te conducă prin taina inimii tale, prin aceste mesaje, spre esența ta. Drag suflet, începând de astăzi, am să încep să postez mesajele venite din infinit pentru fiecare zodie în parte, pentru luna septembrie, deoarece săptămâna viitoare voi fi plecată în călătoria mea sacră din Egipt pentru portalul Poarta Regulus, pentru călătoria pe muntele Sinai și atunci nu voi avea posibilitatea să înregistrez. De aceea voi începe începând de astăzi să postez pentru fiecare zodie în parte mesajele pentru luna septembrie și abia aștept să împărtășesc cu voi aceste mesaje minunate. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența voastră pe acest canal, pentru frumoasa comunitate care s-a creat și pentru toate mesajele pe care mi le scrieți și comentarii. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru această susținere, pentru că dacă voi nu ați fi, această comunitate nu ar exista și împreună cu voi această comunitate crește și aduce un aport valoros Mamei Pământ și nu numai și Universului. Și, drag suflet, dacă ești pentru prima oară pe acest canal, îți urez bun venit și dacă simți să ne continuăm călătoria împreună, te invit să te abonezi la acest canal. Ai și opțiunea de membru, dacă îți dorești să fii membru și să primești citiri energetice personalizate sau meditații pe care eu le creez săptămânal pentru membri și, bineînțeles, bonusul lunar pentru fiecare zodie în parte. Astăzi este despre libertatea ta divină, drag suflet. Am folosit oracolul Înger de Femei. Îngerul Creației s-a revelat aici pentru a-ți vorbi despre libertatea ta divină. Este un mesaj care, să spunem, te invită la o călătorie personală către noi orizonturi, noi orizonturi de înțelegere că tu deții puterea. Tu ai puterea de a transforma totul în viața ta. Atunci când tu cooperezi în mod conștient cu sufletul tău și te eliberezi de orice legătură emoțională sau fizică venită prin ego, te îndrepți către această libertate dumnezeiască a sufletului tău. Pericolul este acela de a crede că nu ai controlul asupra vieții tale în acest moment, când de fapt totul este o alegere. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața ta îți aparține, este propria ta creație. Este adevărat că sunt mii de linii temporare de destin scrise pentru tine, drag suflet, și că ai un liber arbitru, însă ele vin în realitatea ta în funcție de alegerile pe care tu le faci, te conectezi la vibrația respectivă. Așa că alege astăzi, în mod conștient, tu hotărăști în fiecare moment reacția pe care să o ai în fața evenimentelor acestei vieți. Observă-ți mediul înconjurător și descoperă ce dorește cu adevărat sufletul tău. Puterea și libertatea de a alege sunt deja în tine, nu sunt separate de tine și nu vin din exteriorul tău. Întrebarea este însă ce direcție dorești tu să alegi în acest moment. Sufletul tău vrea să fii liber, asta îți transmite. Sufletul tău urmărește să se elibereze de aceste constrângeri ale vieții și de angajamente care au devenit apăsătoare pentru ființă. Și acest mesaj te îndeamnă, să spunem, să simplifici viața. De-a lungul acestei perioade de evoluție, de creștere prin care tu treci acum această transformare, este esențial să-ți oferi libertatea de care ai nevoie pentru a-ți permite să înflorești. Ai puterea să-ți transformi viața și doar de tine depinde, drag suflet. Este o alegere pe ce cale dorești tu să mergi. Și vreau să facem și o citire energetică personalizată, să vedem mai multe detalii despre libertatea care o cere sufletul tău, libertatea de angajamente copleșitoare care te țin de fapt legat nu prin dragoste și iubire, ci doar prin ego care îți dă senzația că
Ești responsabil, responsabilă pentru anumite lucruri care, de fapt, tu nu ți le dorești în viața ta. Și vom folosi oracolul celor 12 arhangeli, oracolul esenței divine feminine și aura angels. Și haideți să vedem trei mesaje unde nu te simți tu liber. Să luăm trei mesaje. Unde nu te simți tu liber, drag suflet? Haideți să vedem. Unde nu te simți tu liber? Da. Iată, mesajul vine de la Metatron. Se pare că te învinovățești de anumite lucruri legate de o situație de viață sau legate de o persoană, de un suflet cu care tu ești în comuniune. S-a produs foarte multă suferință aici, foarte multă durere, iar tu ți-ai cedat libertatea. Libertatea dumnezească de care vorbeam mai devreme, luând asupra ta tot acest tumult, învinovățindu-te că tu ești vinovat, vinovată pentru suferința care s-a creat și disconfortul și dezechilibrul acestei situații. Și Metatron vine și spune că te poate ajuta și îți poate oferi îndrumare și vibrație înaltă și, bineînțeles, clemență dumnezească, adică înțelegere, iertare. Nu ai de ce să te judeci pentru că nu ai făcut decât să fii un corector divin în această situație. Da, de foarte multe ori, deși este dureros, la nivel de suflet am făcut aceste înțelegeri și să fim corector divin pentru alte suflete, nu doar corectați, da? Și noi, la rândul nostru, să corectăm alte suflete. Și tot ceea ce ai făcut, ai făcut din iubire, chiar dacă tu consideri că ai făcut greșit și că ai creat suferință, nu este adevărat. Nu ai de ce să-ți faci griji și să te învinovățești. A doua cale unde nu te simți tu liber, consider că vine de la Arhanghelul Uriel, consider că nu ești demnă de strălucire, că nu ești măreț, că nu ești divin, te separă divinitatea din tine și îi pui pe alții pe piedestalul mult mai înalte și te minimizezi. Ei bine, nu este adevărat. Sufletul tău își cere să-ți vezi măreția, să-ți vezi lumina sufletului tău și să înțelegi că cerurile cele mai înalte chiar văd strălucirea ta și văd faptele tale pe care tu le susții în sprijinul vieții și aportul tău este valoros, aportul tău contează aici, pe această planetă și este văzut în univers. Și iată vine Uriel și te susține ca tu să îți relevi această strălucire a ta, această măreție a ta. Drag suflet, dă-ți voie să-ți validezi strălucirea și să-ți deschizi aripile tale de înger să zbori. A treia cale în care tu nu vezi libertatea este în comuniunea cu partenerul, partenera ta. Dacă ești într-o relație, dacă ai fost într-o relație și v-ați despărțit, nu ai văzut această libertate în cuplul tău. Deci, iată, nu te simți liber în parteneriat, în relația de iubire sau în relația de iubire din care ai făcut parte. Te simți ca într-o colivie, iar a iubi nu este despre a aparține cuiva din punct de vedere egotic și posesiv. Bineînțeles că iubirea înseamnă libertate, dar să clarificăm, nu susțin acea libertate prost înțeleasă, libertatea de a schimba partenerii, de a fi cu mai mulți parteneri odată. Am mai vorbit de foarte multe ori despre ce înseamnă energia sexuală și cât de important este cu cine împărtășim această energie sexuală. Deci nu sunt de acord cu parteneri multipli. Ăsta este punctul meu de vedere, deci eu așa consider.
un moment în care iubești pe cineva, te onorezi și onorezi acel suflet în totalitate și ești devotat. Însă, această libertate despre care se vorbește aici este acea libertate de a nu poseda. Nu ești, nu, nimeni nu ți aparține, niciun suflet nu ți aparține, nu e posesia ta. Învață să iubești liber, să nu încerci să modifici acel suflet, să-ți comunici nevoile într-o stare de neutralitate, să spui cum te simți într-o stare de neutralitate, fără a acuza și tot timpul să comunici. Comunicarea este baza în orice relație și nu îngrădi felul de a fi celuilalt suflet și libertatea sa, lasă-l să aleagă cum simte el, onorează-l, celebrează-l și comunică. Comunică tot timpul nevoile tale, dacă cumva se creează un dezechilibru, dar într-o stare de neutralitate. Și libertatea de a fi el însăși, de a fi ea însăși. El însuși, ea însăși. Deci despre această libertate vorbesc, nu despre o altă libertate. Am simțit nevoia să clarific acest lucru pentru că nu susțin deloc genul acesta de relații. Nu sunt relații sănătoase, nu sunt relații armonioase. Aceste relații de trio nu fac decât să ducă la dezechilibre, la durere și la suferință. Așa că păstrează inima ta curată, drag suflet, onorează parteneriatul din viața ta, pentru că onorându-ți partenerul, de fapt te vei onora pe tine. Da? Tratează-te ca pe o regină sau ca pe un rege al propriei tale vieți, onorând pe cel care îți este alături în această călătorie, văzându-l și iubindu-l într-un mod liber, fără a încerca să-l modifici și, bineînțeles, la fel și tu, nu permite să ți se ia această libertate pe care am explicat-o acum. Și vom folosi acum oracolul esenței divine feminine. Haideți să vedem unde te judești tu și de ce te simți tu vinovat. Te dorești iertarea divină. Pentru că asta a cerut sufletul tău, clemență dumnezeiască. Haideți să vedem. Apoi, să vedem cum poți tu să strălucești. Care este calea de a străluci? O mesaje. Și cum poți tu să fii liber în relație de cuplu, în relație de iubire, în relație de parteneriat. Interesante mesaje, luăm energia lor. Cum? Iată această clemență dumnezeiască pe care tu o ceri din infinit, îți vine de la Papa Ioan, iată-l aici, care spune că nu există imposibilități în planul divin și totul este posibil, pentru că toate posibilitățile sunt nelimitate, pentru că și sufletul este nelimitat, pentru că universul este un câmp cuantic infinit de bogăție și îți poate susține absolut toate nevoile tale. Deci dacă tu te simți vinovat, drag suflet de ceva anume, predă această vină, vina este, are cea mai joasă vibrație, predă această vină Universului, dăruiește-te sacrului, dăruiește această povară și înțelege că nu ai făcut nimic greșit. Poate a fost o lecție de viață și pentru acel suflet, acea experiență și pentru tine. Ia lecția de acolo, ia esența, ceea ce ai învățat și nu te mai judeca, pentru că iată, această iertare dumnezeiască, această clemență dumnezeiască vine spre tine și Universul spune prin Papa Ioan că nu există imposibilități, pentru că iată și sufletul este nelimitat. Deci, posibilitățile tale de a ființa aici, în pace și în armonie, sunt nelimitate. Mergem apoi spre strălucirea sufletului tău, o cale de a-ți lăsa prin libertatea esenței tale, lumina sufletului tău să strălucească, vine de la mistica păcii, Kuan Yin, care spune că ea este pacea care aduce claritate oricărei îngrijorări
a tale. Deci dacă tu îți faci griji că nu ești demn de această lumină, că tu nu ești lumină, că tu nu ești măreție, iată vine această zeiță mistică a Divinului Feminin și spune că ești pacea în manifestare și că ea îți oferă această grație, această putere de a transmuta aceste energii de vibrație joasă ale egoului, pentru că egoul te împiedică să vezi lumina sufletului tău, curățând, alchimizând, transmutând aceste energii greoaie ca să-ți arate că tu ești pacea. Pacea inimii tale în manifestare. Și cum poți tu să te simți liber în relația ta de iubire? Iată, vine Lilith și spune că te poți simți liber fiind vocea sufletului tău, vocea spiritului tău, vocea corpului tău fizic, comunicând tot timpul cu iubire cu celălalt suflet cu care ești în parteneriat și comunicându-ți într-o stare de neutralitate toate nevoile tale. Tu ești vocea întregii tale ființe, da? Nu te poziționa doar pe un anumit segment, suflet, spirit sau corp fizic, ești întregul, deci onorează întregul, trup, spirit, suflet, atât din tine cât și din partenerul tău și comunică. Comunică tot timpul. Spune ce-ți dorești, spune cum te simți, spune intențiile tale, cere oportunitatea de a comunica, spune-ți nevoile tale și nu ține în tine, nu ține în tine și fă-o dintr-un spațiu de iubire, pentru că asta înseamnă libertatea, fără să încerci să controlezi și să impui, da? Tu doar comunică ce ți-ai dorit, cum îți dorești, cum te simți și dacă este reciprocitate din partea acelui suflet, foarte frumos, înseamnă că vă puteți continua călătoria împreună. Dacă din partea celuilalt suflet nu vine feedback, nu vine reciprocitate, înseamnă că trebuie să te mai gândești dacă este persoana potrivită pentru tine. Deci, iată că poți să ajungi la această libertate fără a fi atașat de celălalt suflet în cuplu. Și mergem mai departe. Care este calea de a te conecta la toate posibilitățile de a fi bine cu tine, de a fi în armonie, de a nu te mai simți vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat în trecutul tău apropiat sau îndepărtat, ceva pentru care tu te judeci? Haideți să vedem calea de a accesa aceste posibilități infinite. Și apoi calea de a te conecta la pace pentru a putea să transmut toate energiile stagnante, greoaie care te împiedică să fii liber, să strălucești. Și calea de a fi limbajul întregii tale ființe. Haideți să vedem. Este timpul transformării și este timpul să lași să pleci, să plece toate acele energii stagnante de vină, de nemulțumire, de neacceptarea destinului tău, a vieții tale. Lasă-le să plece. Este timpul să ieși din acest câmp energetic de vibrație joasă pentru ca să poți să accesezi toate posibilitățile care sunt deja scrise pentru tine în infinit, în câmpul cuantic. Deci, ia-ți bagajele sufletului tău și primește această transformare care vine acum. Eliberează. Este timpul să eliberezi și să mergi mai departe spre un nou răsărit, să lași trecutul în urma ta, pentru că tu nu mai ești cel care a fost acum câteva secunde. În fiecare secundă, ființa ta se transformă și prin fiecare lecție de viață tu ții tot ceea ce este valoros. Deci dă curs sufletului tău să se conecteze la câmpul cuantic, universal, unde există toate posibilitățile pentru tine. Ți se oferă clemență dumnezească, ești iertat, drag suflet, pentru tot ceea ce consideri tu că ai greșit până acum și mergi mai departe cu inima pură, deschisă, lăsând trecutul în spatele tău. În bagajele tale, ia doar lumina sufletului tău și puritatea inimii tale și în rest lasă toate greutățile, dăruiește-le absolutului pentru că iată primești vibrația tuturor posibilităților
ca tu să poți să înaintezi în această călătorie ta, cum te poți conecta la pacea inimii tale, la a da jos toate măștile, fiind tu însuți, tu însăți, autentic, real, fără măști, curajos, da? Ca să lași lumina sufletului tău să strălucească. Deci, fii tu însăți, tu însuți, orice ar fi, într-un mod cât mai autentic, relevă-ți darurile tale cu curaj, cu asumare, arată lumii cine ești, deschide-ți aripile de înger prin pacea inimii tale. Cea mai frumoasă cale de a arăta lumii cine ești este prin lumina sufletului tău, nu prin luptă, nu prin judecată, nu prin critică. Aceste energii nu fac decât să te tragă în jos și nu este despre tine, drag suflet. Tu ești un suflet evoluat și ai înțeles că nu este vorba despre luptă și competiție, ci doar a trăi într-un mod autentic pentru ca tu să poți să strălucești. Și calea de a trăi această libertate în cuplu și de a te manifesta plenar la întregul ființei tale, trup, spirit și suflet, îți vine prin onestitate, prin a deveni un observator al vieții tale și a relației tale și prin susținerea Arhanghelului Mihail, Îngerul Albastru. Da? Deci ți se cere să fii onest ca să poți să-ți îndeplinești dorințele legate de această armonizare în cuplu, să onorezi atât ființa ta cât și celălalt suflet din parteneriat și dacă nu mai ești în parteneriat cu acel suflet și povestea voastră s-a încheiat, sună și armonizează. Dacă nu poți să faci asta din punct de vedere fizic, să te întâlnești cu acel suflet și să armonizezi și să spui că îți pare rău dacă s-au întâmplat anumite dezechilibre în relația voastră, poți să faci energetic, da? Pentru că este necesar să te eliberezi de acest bagaj, nu duce cu tine mai departe această energie care ar putea să te dizarmonizeze. Iar dacă ești în cuplu, oferă acea libertate despre care am vorbit, onorând întreaga ființă, atât a ta cât și a partenerului, a partenerei tale, și a te susținut de vibrația Arhanghelului Mihail, care îți vorbește despre încredere, onestitate, despre a fi observator în relația ta, despre a te onora și a onora acel suflet. Pentru că iubirea asta face. Iubirea nu trădează, iubirea onorează și înalță și împuternicește cuplul și celălalt suflet. Și să știți că când doi oameni se iubesc și se întâlnesc prin iubire, ei se vindecă unul pe celălalt fără să-și dea seama, pur și simplu prin iubirea și respectul pe care l-au unul pentru celălalt și prin acea comuniune sacră care se creează clar pe inimă. Și haideți să vedem un mesaj de la o carte vindecătoare, mesaje primite sub formă de channeling, de doamna Ana Aurora Șuncă, un înger care ne zâmbește din infinit. Mesajul cristic pentru libertatea noastră dumnezeiască, ce trebuie să știm. Ești pregătit? Eu sunt aici lângă tine și te întreb. Ești pregătit? Ești pregătit să ierți totul și să iubești totul? Lumea se pregătește de o mare schimbare și e nevoie de tine și de iubirea ta și de puterea ta, de încrederea ta. E nevoie să fii sănătos, vesel, bucuros. E nevoie să vorbești, să iubești și să lucrezi. Ce dorești tu în marea lume de frumusețe și de lumină care vine acum? Eu sunt aici și te întreb. Ești pregătit să lași în urmă orice gând strâmb despre oricine și mai ales despre tine? Ești pregătit să aduci pacea în fiecare ființă pe care azi o întâlnești doar prin simpla ta prezență? Gândește-te bine înainte de a răspunde, căci astăzi este ziua în care tu trebuie să răspunzi. Drag suflet, aceasta a fost citirea energetică a zilei de astăzi. Îți doresc să-ți fie de folos pentru binele cel mai înalt. Și îți amintesc că în detaliile acestui video vei găsi toate detaliile despre citirile energetice personalizate pe care le realizez. Îți zâmbesc și îți doresc să ai o zi plină de bucurie.